Încă și cei trei copii ai săi și-au pierdut viața într-un incendiu violent în Italia. Nenorocirea s-a petrecut noaptea trecută în apartamentul din Bologna în care locuia familia aceasta. Dar detalii despre tragedie aflăm de la colega mea Clara Mihociu. Clara, se știe ce s-a întâmplat acolo, de la ce a pornit focul? Bun găsit! Din primele ipoteze de până acum se vorbește despre un scurt circuit la o sobă electrică, dar pentru a se afla în detaliu ce s-a întâmplat în apartamentul de la periferia orașului, acesta a fost sigilat și continuă verificările. Cert este că cei trei copii, doi gemeni în vârstă de un an și un alt copil de 6 ani, au fost găsiți fără viață, cel mai probabil intoxicați cu fum. Pentru femeia de 32 de ani nu s-a mai putut face nimic, de asemenea era transportată la spital când și-a pierdut viața. Chiar dacă la fața locului au venit de urgență mai multe echipaje de prim ajutor, pompieri, dar și polițiști. Cum spuneam, se fac verificări. Femeia este de origine din România, la fel și soțul ei, care se pare că în momentul în care s-a produs incendiul nu era acasă, se afla la muncă. Vom vedea ulterior ce va stabili ancheta în acest caz. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.